Da, stimați telespectatori, v-am promis că întotdeauna o să vă ținem la curent și o să facem tot ceea ce ține de noi în ceea ce înseamnă sportul mureșan. Vedeți și din titlu, mureșencile se pregătesc de bikini fitness spre fericirea bărbaților care le vor vedea în curând. Este vorba despre campionatul național de bikini fitness 26-27, de asemenea de o altă competiție care va avea loc în acest sfârșit de săptămână. Competiții la care mureșencile ne vor reprezenta, așa cum au făcut-o de fiecare dată, sperăm noi cu multe premii, dacă nu măcar cu imaginea aceea a perfecțiunii. Perfecțiune pe care titichetele și antrenor CSU Târgu Mureș încearcă de fiecare dată să o realizeze și să o aducă în prim plan pentru dumneavoastră telespectatori, pentru dumneavoastră bărbați, pentru dumneavoastră oameni care se uită și care sunt pasionați de astfel de competiții sportive. Și ca să nu mai lungesc foarte mult vorba, trebuie să vorbesc cu 30-40 de secunde în plus ca să știe și telespectatorii toate evenimentele. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei, prietenul meu, prietenul dumneavoastră, Titi Cheteleș, antrenor CSU Târgu Mureș. Bine ai venit, Titi! Bine v-am găsit, bună seara! Alături de mine se află Timea Ghidofalvi. Timi, hai să facem așa pe scurt, sportivă CSU. Bine ai venit, Timi! Bine v-am găsit! Și Andreea Toncean, Andreea tot așa pe scurt, voi o cunoașteți deja pe Andreea, am mai fost invitat la noi la televiziunea Târgu Mureș, tot sportivă CSU. Bine ai venit, Andreea! Bine v-am găsit! Să o felicităm pe tine, pe lângă faptul că se antrenează, pe lângă faptul că are ce arăta și pe lângă faptul că sunt sigur că va obține performanțe de acum înainte. Este prima ei prezență la televiziunea Târgu Mureș, nu știu dacă e prima ta prezență la o televiziune, dar să ții minte că ai fost și la noi acolo atunci când o să urci pe podium la acest concurs. Felicitări! Titi, începem cu tine. Cum se face că de fiecare dată aduni tot ce mai frumos în Târgu Mureș? Cum se face că de fiecare dată te prezinți cu un nume noi, încerci să aduci și cealaltă gardă, adică tineretul, să-l... Tot timpul mi-a plăcut asta la tine, că l-ai adus în față și l-ai pregătit într-un an, în doi ani, cazul Andrei, care a reușit, spre exemplu, și ea să obțină performanțe deosebite. Tinerii vin întotdeauna. Foarte mult mă caută, știi că aici vor fi vorba de fete. Și întotdeauna vom merge totdeauna să fie, mă repet, să fie tineri și să aduc oameni care acum am ochiul format și știu cine poate să urce pe scenă și să fie campion. E greu să găsești fete asemenea Andrei, asemenea Timi? Foarte greu, deci... Eu văd că din ce în ce mai greu este ca să selectez. Care ar fi greutățile? Nu mai vin către sport? Sau toată lumea își dorește să aibă corpul perfect și e foarte greu să faci aceste alegeri tu ca antrenor? Nu, eu am impresia că tinerii au mai mult, mai alte preocupări față de a fi... Deci nu vor să intre în săl și să facă mișcare, sunt în fața calculatorului sau... Și se uită la fete ca acelea. Se uită la fete și mai și vorbesc anumite chestii care, ca să ajungem așa în postura asta de lucru. Deci sunt, asta e problema, că nu, tinerii nu mai își doresc să facă mișcare cum erau mai de mult, foarte puțin. Deci cum sunt ele la vârsta lor, destul de puține fete sunt care își doresc să, vor să fie așa dintr-una făcute ceva, să le modeleze, ceva, o operație estetică și gata. Într-o zi, dacă se poate, să fie aranjată. Andreea, două întrebări pentru tine. Tot timpul când Titi spune despre faptul că acum tinerii se gândesc la altceva, totdeauna vine atunci în minte, știi, când te pregăteai, nu știu, pentru ce competiție și spuneai că eu te-am întrebat ce-ți dorești pentru zilele următoare, pentru asta, și mă gândeam că o să-mi zici, să obțin premiul întâi și tu ai zis să mănânc o prăjitură. Acum, trecând peste această glumă, tu cum l-ai cunoscut pe Titi? Îți pun mai multe întrebări ca să ai timp să răspunzi. Cum l-ai cunoscut pe Titi? Deja ai câțiva ani, ceva timp de când faci acest lucru. Și amintește-ți puțin cum au fost primii pași ai tăi în sală și trecerea asta dintre o sportivă ca oricare alta până la campioană, pentru că ești o campioană în acest moment.
În primul rând, când am pășit prima dată în sală, eu aveam adeverință de scutire. Aia vreau și eu zic. De titi. De sport. De sport. Da? Practic nu aveam nicio problemă, doar că nu îmi plăcea să fac educație fizică la școală. Și... Aveai scutire. Da, aveam scutire. Nu-ți plăcea sportul. Nu-mi plăcea sportul și la îndrumarea unui prieten. Mi-a zis că... Uite, du-te la Titi că te rezolvă. Da, el mi-a recomandat sala aceasta. Eu înainte vroiam tot timpul să mă îngraș, luam vitamine, luam... Există și fete care vor să se îngrașe? Da, eu chiar vreau să mă îngraș. Aveam o problemă cu asta. Și am zis că mai bine pun masă musculară. Bine ai făcut. Spre și bucuria celorlalți. Și am început sala. Acum cât timp? Acum 3 ani jumătate. Acum 3 ani jumătate. Titi, în 3 ani jumătate ai făcut o campionă. Bine, și ea are meritul ei. Bine, a fost ușor cu Andreea? A fost greu? Da, nu a fost nici ușor, nici greu. Deci toate chestiile se împletesc. Sunt lucruri care... Da, e plăcut. Deci... Când ai copii din ăștia care sunt copii, că acum am copii deodată cu ei care chiar mai mari decât ei, ele, și e frumos să lucrez cu ei și îmi plăcut, altfel nu făceam ceea ce fac. Timi, tu de cât timp ești cu acest sport aproape de tine? Dacă poți să-mi spui și tu cu Titi, cum l-ai cunoscut, pentru că, știi, probabil ți-a spus Titi, chiar aici, în studioul acesta, noi am făcut o mulțime de emisiuni. V-am prezentat Târgu Mureșenilor. Noi am ajuns la un nivel cu Titi în sensul în care ne înțelegem așa, din priviri, ce vrem unul și celălalt să zică. Emisiunile pe care le facem, deja, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt și distractive, și educative, și sunt niște lucruri pe care, sincer, îmi place să le fac. O să îmi doresc să fii și tu în această echipă family. Noastră, spunem, da, în această family, cum spune Titi, pentru că așa este normal. Cum l-ai cunoscut? Care au fost pașii tăi prima dată, dacă îți amintești, de cât timp faci acest sport și ce te-a aruncat către Bikini Fitness? Când am fost mai tânără, nici mie nu mi-a plăcut sportul deloc la școală când... Așa găsești de Titi. Îi fac cu oameni care îi fac cu... Eu mă gândesc, scuze-mă că te întrerup, când o să găsești pe unul care realmente îi place sportul, ce faci cu el? Păi... Tot așa iasă campion. Indiferent cum, ce, ar ești campion. Să faci o America, să rog, și am avut mici probleme cu greutatea, am îngrășat un pic, am avut câteva kilograme în plus și de aia m-am apucat de sală să mă țin în formă un pic. Și după un an am mers la un concurs ca spectator, m-am uitat la fetele concurente și m-am gândit... Ce ar fi dacă aș concura și eu? Și mulțumită unui antrenor sau nu, prieten. Mulțumită unui prieten m-am te-ai dus către a recomandat-o să vină la mine și a venit, inclusiv tipul este și sponsorul nostru. Și a zis sponsor că sponsor bun, dacă vă sponsorizează, da, și ne sponsorizează plină. Și găsește campion. E excelent așa. E o chestie extraordinară. Perfect. Da. Te rog. Și el m-a ajutat, m-a dat numărul de telefon al lui Titi, l-am sunat, ne-am întâlnit. Și ai spus direct: Titi, vreau să fiu campion, da, să ai spus problemele tale. Nu, am spus că vreau să fac sport de performanță. A zis că hai, în costum de baie să te văd. Și după aia vor vorbi. Mulți ar vrea să fie în locul lui Titi în acest moment. Da, e foarte multă lume. Când... Știi, la prima întâlnire, cum ești? Bine, ce-ți dorești de... Așa, 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 bun, hai în costum de baie. Da, că așa e de el. Bine, e perfect normal să de spectator. E o glumă, dar... Deci e ceva care și la băieți. Vreau să fac sport de performanță. Da, bine. Și bine apare îmbrăcat. Bă, băi, Teona, tu ce crezi? Că ai venit ce? Eu îți văd niște haine pe tine. Specialitatea mea e culturist și fitness. Ți-a dus slip să te văd cum ești, să văd cum arăți. Și asta acum, e întrebarea. Indiferent cum îți vine, că îți vine slab, că îți vine supraponderal sau, să nu zicem supraponderal, mai cu mai accente de, da, cum zici tu, mai grăsuți. Tu îl vezi dincolo de ceea ce e momentul acela, adică îl vezi peste un an dacă se antrenează, cum va avea forma respectivă? Au fost băieți care
au venit la mine în sală și chiar erau chiar grași bine. Avea vreo 120 de kg, a făcut vreo un an jumate pregătire pentru un concurs și a ieșit campion absolut al Ardealului, deci pe zonă. A slăbit până la 78 de kilograme. Deci într-un an jumate a putut să ajungă. Cu sport și fără sport și cu lucruri ne la locul suplimente lor nutritive care... Deci așa. Că tot vorbeam, stimați telespectatori, despre acest prim dialog pe care îl are Titi cu sportivele. Haideți să vedem și câteva imagini până... Să vedem ce vede și Titi atunci la prima... Mâine, nu asta, asta am făcut-o noi. Dar apropo de prieteni, mai țineți minte ce vă, ce vă spuneam. După... Dar puteți să lăsați imaginile să curgă, să meargă și noi discutăm între timp. Bine, ceea ce se vede, cred că nu este la prima vedere, Titi, nu? No, deci este... E finalul. În costum de baie să văd ce are pe ea, ce mai trebuie sau ce trebuie pus și ce trebuie dat jos. Și la băieți iarăși, ce văd, să văd ce și moștenirea genetică, să văd ce se pot face, se pot face, ce se poate face în viitor. Acum mă gândeam, sper că n-am scăpat și alte poze din colecția mea, să spun așa. Andreea, tu ești în prim plan în aceste, în aceste poze. Zi-mi câte ceva despre competițiile la care ați participat. Stimați telespectatori, acum încă nu discutăm despre Campionatul Național de Bikini și Fitness. Discutăm în a doua parte a emisiunii. Competițiile la care ai participat, ce rezultate ai avut, cum te simți? În primul an când am participat la concurs a fost în Slobozia. Atunci a fost un concurs doar de acomodare, pot spune. În al doilea an, la etapa zonală, am luat locul întâi. La campionatul național, cum se vede și în imagine, am ieșit campioană națională. După aceea am luat locul 3 la campionatul național de seniori. În același an, locul 2 la Cupa Românie. Și anul acesta am luat locul 3 la Balcaneadă, la campionatul național locul 5, am ieșit campioană absolută la Bikini Fitness la campionatul zonal de la Făgăraș și acum vor urma celelalte competiții, respectiv campionatul național. Opriți puțin imaginile, te rog, ultimele două poze, o să te rog dacă poți să le mai pui, pentru că sunt pozele cu Timi. Timi ne-a spus de când a început, ne-a spus cum am început. Timi, care este obiectivul tău și dacă tu ai participat până în acest moment la anumite competiții? Pentru mine 2015 este primul an competițional, am participat la etapele zonale unde am luat locul întâi și la campionatul național am luat locul 2 și abia aștept să particip la campionatul național din Cluj. Și noi îți dorim succes. Aici vedeți o fată care e grasă, nu? Eu, știi ce am deci vă dați seama acum, deci o fată care cum s-a aranjat în timp și cum poate să ajungă în ce... postură poate să ajungă dacă practică sportul nostru. Titi, de ce am vrut să punem aceste două imagini? Și o să te rog să le lași, eventual păcat să mai nu schimbați avem, dintre... Scuze. Te rog. Păcat că nu avem niște poze cum era Timi acum vreo 5-6 ani. De atunci o cunoști? De atunci. Nu, eu nu o cunosc. Eu am cunoscut-o aproape în postul. Avea vreo 6 kg, 7 în plus. I-am zis, uite, 6-7 kg și o să fie ok. Așa a fost. Da. 6-7 kg. Acum am zis încă vreo 2-3 kg și suntem în același loc cum am fost și la zonale. Știi cum facem noi de obicei? Vedem poza și tu îți dai cu părerea pentru că ești specialist. Punctele forte ale sportivului, ce ar mai trebui lucrat. Totdeauna știi că totdeauna ai făcut lucrul acesta. Ai tins spre perfecțiune. Te rog. Să o comentez pe Timi? Da, comentează-o. Asta sună bine, să o comentez. Poate să vină puțin, a poza din... Da. Asta, deci, o rămâne puțin aia. Mai are nevoie puțin de masă musculară, puțin, nu foarte mult. La partea de sus și brațe, umeri, să se vadă linia. Partea de jos, abdomen, se vede destul de frumos. Coapsele îs bine dezvoltate, partea din spate, fesierii bine dezvoltate. Deci acolo, la partea de jos, pentru partea de sus, este mai dezvoltat, deci partea de sus ar trebui să se mai lucreze puțin, dar nu e problema, fiind primul an de competițional, o să se
cizeleze și o să ajungă unde vrea, dacă vrea să ajungă, mai sus. Sunt convins că vrea să ajungă. Genetic, ea ce are de la mama natură? Acum vezi cum discutăm despre tine. Genetic, de la mama natură, are cam tot ce ar trebui să aibă pentru bikini fitness. Ai văzut? Titi te-a văzut, te-a aranjat. Doar să persevereze și să meargă mai departe. Tu, Timi, în momentul în care, să mă leg puțin de ce a zis Titi mai devreme, mai sunt momente în care te uiți la pozele acelea de acum 4-5 ani și la pozele de acum? Da, uneori mă uit la pozele vechi și îmi zic de ce m-am apucat mai devreme, pentru că este un miracol ce face sportul cu corpul uman și schimbarea de stil, schimbarea stilului de viață și al alimentației. Este foarte important să trăim o viață sănătoasă cu o dietă echilibrată. Arăți chiar altfel. Și vorbește ca un profesionist. Ce mai vrei? Un nutriționist deja. Ce mai vrei? Nu mai zic nimica. Îmi vine să iau deja publicitate. Încă nu luăm, pentru că vreau să mergem mai departe cu pozele și să ne oprim puțin la Andreea, pentru că la Andreea și Titus și cine mai erau pe acolo. Florica, ne oprim puțin la... Exact. Acum câteva luni. Acum câteva luni, Paul a ieșit campion balcanic la noi. Zine de Andreea. Și Andreea are moștenire genetică foarte bună, partea posterioară e fenomenală, mai rar. De asta am lăsat. Deci mă repet, dar pot să punctez niște lucruri care și ei strict, ar trebui... Strict sportiv, acum nu discutăm despre sportiv, nu ne uit, nu, deci dacă lumea... Să nu creadă lumea că... Să nu se creadă lumea că eu văd prin ochii unui arbitru și asta, partea de sus mai are de lucru puțin și puțin la coapse, deci acolo îi trebuie, mai ales pentru că partea de posterior e mai dezvoltată și mai bombată, trebuie coapsele să le dezvolte un pic mai tare. Da, încă sunt foarte... Ea e mai... Timi e un pic mai în vârstă. Mai în vârstă, are 3-4 ani în diferență între voi, nu? Și ea încă are 19 ani, încă sunt tinere. La vreo 25 de ani atunci ai maturitatea care poate să fie explozie fenomenală la fete. Formele Andrei sunt line. Nu, ea e, n-a trecut, că de multe ori la bikini fitness, chiar discutam într-o emisiune cu tine, fetele trec în extrema cealaltă de culturism. Ea și-a menținut și asta este și meritul tău aici. Pentru că ai făcut-o să-și mențină acele forme prin care se încadrează strict în această categorie. Andreea, tu te uiți la pozele de dinainte și la pozele de acum. Știi ce-mi place la... Dinainte exclepsii și acum... Da. Ce-mi place la felul tău de a fi? Pentru că vezi, sau cel puțin așa am văzut, din mai postările pe care le ai, din întâlnirile noastre, vezi totul ca o provocare și e bine să te mândrești cu realizările tale. Adică să nu fii, din punctul meu de vedere, extrem de modest. Păi ce, luăm locul întâi? Da, nu știu ce. Dom'le, trebuie să spun, luăm locul întâi pentru că am muncit atâția ani, pentru că am făcut dietă, pentru că m-am antrenat și pentru că am făcut eforturi. Bineînțeles. Te mai uiți la poze? Sinceră să fiu, aveam foarte puține poze înainte. Dezbrăcate. Nu neapărat dezbrăcate, și îmbrăcate. Nu făceam pentru că nu mă simțeam eu bine în pielea mea și evitam să apar în anumite poze sau în mai toate pozele. Dar acum, în schimb? Acum, în schimb... Îți faci poze din 5-5 minute, nu? Ei, nici era super tare dacă era o poze, deci o fată care a avut puțin în mai, să fie un pic mai durdulie, una mai subțire și să ajungă. Și acum pozele astea care le găsim la următoarea emisiune. La următoarea emisiune le găsim și le facem astfel încât să vadă și telespectatorii cum dintr-o fată, vorba ta, mai grăsuță sau dintr-o fată care s-a considerat că probabil nu era așa, au ieșit ceea ce vedeți voi. Continuăm cu pozele după publicitate. Mai avem încă foarte puține minute și încă o surpriză pentru dumneavoastră. Discutăm despre campionatul național 26-28, despre competiția de la DEF și despre o altă concurentă care va participa la această publicitate. AMA Home Design. Dormitor Venturo. Vivian. Kent.
Virginia. Redați atmosfera inedită casei dumneavoastră, alegând calitatea cea mai bună. AMA Home Design. Nu ratați promoția de 30% reducere la mobilierul de bucătărie. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Cofetăria, ciocolateria artizan s-a înfiripat din dorința de a reda clienților încrederea în prăjiturile cu gust și aromă. Produsele noastre se recomandă de la sine prin calitatea materiilor prime folosite, grija preparărilor și savoarea deosebită. Am ales să folosim doar frișcă naturală și unt, fără adăosuri sintetice. De aceea fabricăm prăjituri în serii limitate, pentru ca să vă puteți bucura din plin de aroma și prospețimea lor. Cofetăria artizan în piața Bernardin, numărul 2. Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș îți pune la dispoziție atât locuri fără taxe cât și cu taxe la o serie de specializări căutate pe piața muncii. Alege acum specializările la zi sau cu frecvență redusă. Studii de licență, masterat sau doctorat. E timpul să acționezi. Adimax Security, specializat în sisteme antiefracție și supraveghere video, Adimax Security vă pune la dispoziție o gamă variată de produse specifice acestui domeniu, precum și sisteme de control acces, automatizări porți, interfoane și videointerfoane, telefoane inteligente, televizoare și diverse accesorii electrice. Adimax Security, pentru siguranța casei tale. În Târgu Mureș, strada Tudor Vladimirescu, numărul 56, sau la telefon 0743 237 019. Sala de evenimente Concret îmbină într-o atmosferă perfectă fiecare detaliu al evenimentului dumneavoastră. Găzduim și organizăm nunți, botezuri, petreceri private, recepții sau conferințe. Eleganță, bun gust și o capacitate de până la 70 de locuri. Sala de evenimente Concret. Ungheni, strada principală 1A. Rezervări la 0731 309 960 sau pe hotelconcret.ro. Evenimentul dumneavoastră, amintiri pentru o viață. Puțin timp mai avem din emisiune. Pe invitații am prezentat etichetele și Andreea Tuncean, Timea Ghido Falvi. Discutăm foarte pe scurt despre campionatul național bikini fitness. Titi, zile. Va fi la Cluj peste 2 săptămâni, cred că după numai 3 săptămâni aproape. În data de 26 va fi cântarul, 27 va fi concurs. Acolo se va desfășura. Fetele participă? Toate fetele. Alături inclusiv de Ioana. Șulia Ioana, dacă are, nu este aici. Că este. Dar vor vedea telespectatorii imediat un material și cu, și cu ea. Cu ce speranțe? Să luăm medalii, fără nicio discuție. Dar primul concurs va fi, Ioana va participa acum la Dej în sâmbătă, duminică, de fapt, că acolo intră la secțiunea internațională, o să intre fetele la Bikini Fitness. După aceea urmează campionatul național. Și după aceea urmează Cupa României la noastră clasă în Craiova de Mureș, care asta va fi să concursul nostru. Și să o facem, să o facem o mediatizare, pentru că, pe lângă faptul că e Cupa României, se împlinesc și 20 de ani de când e Titanicul. De când este Titanicul, de când este Titanicul. Sunt cu icebergul și l-o spart. Da.
Așa este și o să vă invităm și pe dumneavoastră, dar mai facem noi până atunci emisiune și înainte și după. Mai puneți o dată imagine așa pe final, să-i mai delectăm pe telespectatorii care au deschis televizoarele puțin mai târziu. Timi, cu ce speranțe la aceste concursuri merge? Mă pregătesc așa cum trebuie și sper cele mai bune rezultate. Foarte, foarte pe scurt, acum câteva minute, un lucru și care cred că e model pentru cei de vârsta ta, sau ar trebui să fie, că ai învățat să faci sport, ai învățat să mănânci echilibrat și practic ți-ai ordonat cumva activitatea, așa este? Ți-a ordonat sportul, viața? Într-un cuvânt, mod de viață. Mod de viață, cum a spus ea, așa este. E un mod de viață care consider că ar trebui apreciat și de către alții care se opresc pe la fast food-uri? Exact. Nu este simplu, nu este ușor, dar cred că merită să mănânci așa cum trebuie, să ții o dietă echilibrată și să faci sport. Merită pentru sănătatea ta și pentru corpul tău în același timp. Știi care nu e problema voastră, în general, sau a noastră, cum să zic așa. Da. E foarte important în momentul în care te duci, ieși din casă, să nu te gândești cum să mă îmbrac ca să nu mi se vadă burta, să nu mi se vadă nu știu ce, să nu se vadă că m-am îngrășat. Să ești plin de încredere. Eu zic că încrederea aceasta o poți obține doar prin ceea ce au zis fetele de aici și Titi. Andreea, cum este cu concursurile? Mergi să obții locul întâi, nu mai merg discutăm. Merg să ies învingătoare, ca de obicei. Place cât de hotărâtă e. La ce mult aveai emoții, îți mai amintești? Chiar cred că în prima emisiune. Cât de mic, așa e de aspră. Astea mici sunt aspre. Mulțumesc mult pentru prezență, felicitări pentru ce ați făcut și pentru modelul pe care deja ați ajuns să fiți pentru ceilalți. Titi, ca de obicei, cuvintele sunt de prisos atunci când ne întâlnim noi. Sper să ne vedem cât de curând, inclusiv în zilele următoare. De asemenea, nu uitați de competiția pe care o patronează Titi Cheteleș. O să vă ținem la curent și cu ea. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Baftă! Și să cât mai multe sportive de acest gen pregătite de tine, mureșence de ale noastre, să obțină rezultate așa cum ne dorim cu toții. În încheiere o să vedeți un scurt material, pentru că trebuie să o cunoaștem și pe cealaltă competitoare, Ioana, după care o să încheiem. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți de data aceasta cu Ioana, cea care o să ne reprezinte și alături de Andreea și Timi la competițiile următoare. Mulțumesc încă o dată, toate cele bune! La revedere!